Bună seara și bine v-am regăsit, dragilor, aici la Vorbe Bune. Să vă aducem lucruri despre tot și despre toate. Tot ce este mai bun pe lumea asta vrem să împărtășim cu voi. Cert este că de azi încolo, pe lângă vorbele bune, se vor alătura și faptele bune, care fac această lume un loc mai sigur pentru noi și copiii noștri. Cred în orice e inventat pe lumea asta să ne ajute să aducem pe lume un copil. În orice ne face să nu ne pierdem speranța atunci când suntem foarte aproape să nu mai credem în nimic. Pe toți ne sperie gândul infertilității când vedem câte femei se luptă în jurul nostru cu această problemă. Cu regret, fiecare a patra femeie de la noi din țară nu a avut șansa să treacă prin uimitoarea experiență de a fi mamă. Care sunt cauzele scăderii fertilității și de ce? O spun specialiștii în primul reportaj din emisiunea de astăzi. Fie că este vorba despre o problemă de sănătate sau o alegere conștientă, tot mai puține femei din țara noastră ajung să fie mame. Potrivit rezultatelor recensământului din 2014, fiecare a patra femeie nu a adus pe lume niciun copil. Deși mai bine de jumătate din cuplurile din Moldova sunt fertile, cealaltă parte caută cu disperare soluții pentru a aduce pe lume un făt. Schimbările în condițiile de trai, maternitatea tardivă și infertilitatea inexplicabilă sunt factorii determinanți în creșterea numărului cuplurilor care aplică pentru fertilizare in vitro. Pentru unele femei, aceasta este singura metodă de a naște un copil. Din 1978 și până astăzi, în lume s-au născut 10.000 de copii concepuți prin fertilizare in vitro, iar aceste familii și-au strâns la piept copiii. În urmă cu câțiva ani, în Republica Moldova, procedura FIV putea fi realizată doar într-un singur loc, Centrul de Planificare a Familiei, din componența Centrului Mamei și Copilului. Astăzi, însă, cuplurile care suferă de infertilitate au posibilitatea de alegere, deoarece tot mai multe instituții medicale propun asemenea servicii. Însă costurile pentru o singură procedură poate costa peste 3.000 de euro. Astfel, visul de a avea un copil nu este accesibil pentru fiecare. În 2017, Ministerul Sănătății a oferit șansa la 30 de cupluri să beneficieze gratis de acest serviciu, iar în acest an, numărul acestora se va dubla. Viața primilor noștri invitați a prins cu totul alt sens după ce pe lume au venit gemenele Daria și Alexandra. Familia Karmazan a apelat la fertilizarea in vitro, iar povestea lor îi face pe toți să înțeleagă că soarta îți oferă o șansă în plus la fericire dacă crezi în ea. Le cunoaștem chiar acum pe cele două minunate fetițe și pe părinții lor. Gemenele Daria și Alexandra sunt mândria familiei Karmazan, care, deși își dorea foarte mult un copil, au ajuns la un moment în impasul unei concepții naturale, apelând în final la fertilizare in vitro. Minuna s-a produs și au două gemenuțe minunate. Nu am știut inițial că vor fi două. Am mers și am dat pur și simplu analiza de sânge, HCG-ul, și am ieșit de la clinică. Deja dacă nu mai știam, adică nu mai credeam, nu mai speram că este după atâtea încercări. Și mi-au sunat și mi-au spus că știți, aveți un HCG foarte mare, este posibil să fie doi. Cred că până când am văzut burta crescând, nu-mi vinea crede că oricum este sarcina. Mi s-au spus deodată că băiat și fată. În urmă cu un an și o lună, după a treia tentativă de fertilizare in vitro, pe lume au venit eroinele familiei, două gemene pe care le îndrăgești din prima clipă. Alexandra și Daria. Daria e cu părul mai mare, Alexandra păr mai mic. Sunt deosebite zâmbetele diferite, vocea diferită. Alexandra folosește suzeta, Daria nu. Dacă o îmbracă pe una în roșu, celălalt șege și se uită și ceva nu înțelege și mi-arată că trebuie și pe ea să o schimb. Și vine și trage de hăinuță. Și-a programat nașterea cu câteva săptămâni înainte, însă planurile Alinei și ale medicilor au fost date peste cap. Inițial, adică eram planificat la cezariană, puțin mai târziu, dar așa a fost să fie, că ele au vrut să vină mai devreme și a fost o naștere naturală, da. Familia Karmazan este un exemplu în plus pentru cuplurile care încearcă de mai mult timp să aibă un copil, însă nu le reușește acest lucru pe calea naturală. Fertilizarea in vitro poate fi o soluție în aceste cazuri. Familia Karmazan vine astăzi la noi cu cele două minuni, Alina și Mihail, împreună cu Alexandra și Daria.
Bună seara, făgălăgie, fetele! Salut! Bine ați venit! Iată, iubita, ai așteptat atât de mult să intri aici. Vezi ce e frumos la noi? Da? Îți place? Luați, vă rog, loc pe canatea și eu vreau să vă mulțumesc din prima pentru faptul că ați acceptat invitația noastră, pentru că am încercat să batem la inimile mai multor părinți și mulți au refuzat. De frică, de... poate rușine. Voi însă ați declarat-o sus și tare și mă bucur că așa încurajați alți părinți să facă acest lucru. Ele sunt minunile din viața voastră. Da. Le-ați așteptat câți ani? Șase. Șase ani au fost, da, din cercări. Dar dați-le drumul pe jos, lăsați-le să se ducă. Băieții de la camere n-au copii, dar vor să aibă copii, da? O să faceți astăzi experiență. Când ați decis că deja pe cale naturală nu puteți să concepeți un copil și că e nevoie să mergeți la un medic reproductolog? Prima încercare a fost exact după nuntă, în 2010. Și nu veneau? Nu a fost cu eșec. Așa a fost, cred că, nu știu. După asta am fost plecați din țară. Sigur, pentru așa procedură este nevoie de Noi putem să le scoatem, fetele. Noi putem să le scoatem și iată le punem așa și voi vă jucați cu ele, bine? Iată așa, opa! Ia, aici puteți să le trageți, nu vă facă rău. Am revenit și am zis să mai încercăm. Iarăși, din a doua încercare a fost de nou cu eșec. Și am avut 3 embrioni criocongelați. Și adică asta e o procedură mai ușoară pentru organism, adică nu e atât de încărcat corpul feminin cu hormonale. Da, îmi dau seama că este o perioadă grea, mai ales pentru stimularea ovarelor, pentru femeie. Ce a presupus asta? Ai mers la psiholog ca să faci față? Nu a fost nevoie la mine soțul. Cred că a fost cel mai bun psiholog pentru mine. El m-a susținut. Următoarea dată când am fost, a fost de fiecare dată cu mine alături. La fiecare procedură da, la fiecare, fiecare analiză. Nu, pentru fiecare analiză el era de mânuț cu mine. Și cred că asta a fost și puternic pentru mine. În toate, susținerea. Da, pentru că e vorba de ambii părinți sunt supuși unor teste și unor proceduri medicale. Știu că voi ați plecat și ați muncit peste hotare ca să vă puteți permite apariția pe lumea copiilor. Alții merg să facă bani pentru apartamente, pentru reparații, voi ați mers să munciți pentru copiii voștri. Pentru visul. Ați făcut fertilizarea in vitro aici în țara noastră sau peste hotare? Aici. Aici. Toate încercările au fost aici, la noi în țară. Așa, încercări două. Trei încercări. Două încercări au fost cu stimulare, a treia a fost deja fără stimulare. Și toate astea costă? Da. Cam în medie cât? În medie, 10.000 de euro au cheltuit acești oameni, nu și-au permis poate o mașină de lux, nu și-au permis vacanțe în țări exotice, dar și-au permis acești copii adorabili. Ați decis că vreți gemene. Nu am decis noi că vrem gemeni, adică așa a fost. Pentru că știu că cei mai mulți vor deodată doi. Da, da. Totul depinde și de vârstă, cred că. Depinde și de vârstă, pentru că dacă cât mai înaintată vârstă, deja nu îi mai permite organismul ca să reziste la o sarcină dublă. Da. La noi așa a fost să fie, cu toate că soacra din inițial ne-a spus mie doi să-mi faci, două fete. Așa, să aibă fiecare nepoții băieței deja aveau. Apropo, dar ce au zis părinții voștri? V-au susținut? Pentru că îmi dau seama că ei sunt din altă generație și poate nu erau de acord cu faptul că s-a apelat la medici. Nu, la noi a fost cu totul diferit situația. La mine socrii m-au susținut din prima. Pentru asta le mulțumesc. Părinții mi-au fost alături în toate astea. Și chiar și rudele, prietenii, noi nu am ascuns niciodată problemele care le avem. Nu am ascuns niciodată că mergem la procedurile astea. Luăm și am să o ascund aici, gata, la tanti nu. Noi, știți, facem parte dintr-un grup de gemeni, suntem 1700 de membri, atât de România cât și de Moldova. Și chiar o treime, pot să spun, din toate mamele sunt care au apelat la procedura asta. Dar nu știu de ce, suntem, nu știu, o generație care nu acceptă, nu primesc și mulți nu se deschid.
Adică multe mame nu vor să vorbească deschis. Poate și de asta astăzi suntem numai noi. Da, tot, numai tot, voi tot. Și poate voi să spargeți gheața așa și să le poate arătați. Da, da, suntem noi pentru că nu e nimic. Nu e nicio, nicio rușine. Nu e rușine. Cum le întrebasem odată pe domnul Moșin, părintele reprotologiei în țara noastră, și dumnealui zicea, dacă Dumnezeu a permis evoluția acestor da. Științe încât să se facă posibilă visul părinților, înseamnă că totul este cât de real. Așa, gata, iubita, hai, așa, ia-o jos, ia-o jos. Opa, stai să te joci, da? Eu vreau în aceste clipe să ofer legătura și colegului nostru Vadim Zgherea, cel care se află chiar acum în biroul unui medic ce a revoluționat medicina reproductivă din țara noastră. Nu a reușit să ajungă la emisiune pentru că are foarte, foarte mult de lucru, pentru că el este practic unul dintre cei mai buni specialiști din țara noastră, care știe probabil cel mai bine ce înseamnă fertilizare in vitro. Vadim, ai legătura? Bună, Lilu, bună tuturor! Mă aflu la o clinică privată din Chișinău, alături de domnul profesor universitar Vladislav Moșin. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Domnul Vladislav, vreau să îmi spuneți, eu știind că dumneavoastră sunteți primul medic din Moldova care a făcut fertilizare, a apelat la fertilizarea in vitro, adică a făcut această procedură, vreau să-mi spuneți cum decurge acest proces din 1996 până astăzi. Deci s-a început de la o încercare, așa să spunem, care a fost un vis al meu de mai mulți ani, de când mi-am terminat universitatea. Am avut ocazia să-mi fac studiile la Moscova și acolo am contactat cu medici din primul laborator FIV din fosta Uniune Sovietică. Și am venit cu această idee în Republica Moldova și pe parcursul a câțiva ani până am pus pe roate laboratorul, până am găsit spațiu, până echipament, până specialiști, până toate tehnologiile și în sfârșit în 96 am început acest program de fertilizare in vitro, care până în ziua de astăzi mă ocup cu această problemă și nu-mi pare rău, pentru că avem posibilitatea să ajutăm multe cupluri și probabil că asta este cel mai plăcut din profesia mea. Cam în acești 20 de ani, pentru câți copii sunteți nași? Nu, este greu de estimat, dar dacă luăm cu echipa împreună, cred că avem mai mult de 5.000 de copii născuți prin această metodă, pe parcursul anului, pentru că vedeți că sunt și dupleți, tripleți, numai la mine am numărat că aproximativ 50 de cupluri au născut tripleți pe parcursul anilor. Deci deja este o... Dupleți sunt foarte mulți, pentru că aproximativ o treime din toți sunt dupleți. Am în cariera mea și 4 quadripleți. Chiar ultimul recent a născut la Centrul Mame și Copilul, care nu de mult a fost mediatizat cazul ăsta, deci este pacienta mea. Și în fond, este un lucru foarte potrivit pentru cuplurile infertile, pentru că așa a venit vremurile că multe nu pot avea copii, deci procentul infertilității a crescut. Plus la aceea, foarte multe se adresează după vârsta de 30, 35, chiar și după 40 de ani, când alte metode practic nu ajută. Da. Spuneți-mi, în primul an, câte proceduri de fertilizare ați avut, de exemplu, în prezent, cam câte aveți pe an? Da, erau atunci puține, probabil că, dacă mi se pare că erau vreo 30 de cupluri anual, 40, pe urmă au crescut peste 100, așa, încet cu încet lumea a aflat și s-a început acest proces. La început era greu, pentru că și nouă era greu, nu erau... Deci eu lucram în clinică de stat și acolo trebuia să procuri aceste medii, nu erau tot timpul, deci nu erau așa condiții bune. Am făcut cunoștință pe hol cu un cuplu din România. Da. Cât de des apelează străinii la fertilizare in vitro în Moldova sau la dumneavoastră cel puțin? Și din ce țări sunt cele mai multe cupluri? Din România avem destul de mulți pacienți, mai ales ultimii ani, din regiunea
Moldovei, spunem, Iași, dar vine chiar azi, am avut două cururi și din Brașov, am și din București. S-a aflat din pacient în pacient, adică au fost câteva cururi care au reușit, recomandă la prieteni și acum știți cum se mai află că, iată, la Chișinău este o clinică unde se poate de apelat. La noi prețurile nu sunt așa de mari comparativ cu România, dar cred că importă că lor le place că avem condiții prielnici și rezultate. Să presupunem că un cuplu apelează la fertilizare, dar din prima nu reușește să aibă o sarcină reușită, nu știu cum funcționează în cazul ăsta. Cum sau peste cât timp pot reapela la această procedură și dacă e recomandat să reapeleze de fiecare dată? Da, vedeți, noi acum, ultimii 2 ani, avem un program foarte interesant și eu chiar îmi place foarte mult. Avem programul de crioconservare a embrionilor. Și acum ne mergem pe varianta când stimulăm ovarele normal, adică fără a avea rezerve ca să nu facem hiperstimulare. Și majoritatea cuplurilor au posibilitatea să-și înghețe embrionii. Și în cazul când nu se reușește, atunci noi apelăm la cei crioconservați și este o surpriză mare pentru noi, că am făcut totalul pentru 2 ani de zile și avem o rată de succes cu cei crioconservați mai mare, chiar că cu cei proaspeți. Deci foarte, dacă vorbim despre cei proaspeți până la 30, embrioni proaspeți până la 35 de ani, avem o rată de până la aproximativ 45-50%, păi cu crioconservați avem 60-65% de reușite. Este destul de... Pozitiv rezultat. Și experiența aceasta mie îmi place foarte mult pentru că chiar recent avem foarte multe cupluri care deja au născut și au embrioni crioconservați și vin pentru a doua, a treilea copil. Adică este o posibilitate, mai ales pentru cuplurile, iată, de exemplu, care au vârsta, de exemplu, după 30 de ani, ar putea să-și înghețe embrionii și se facă peste 4-5 ani de zile când deja nu mai au posibilitatea aceasta biologică, însă embrionii sunt disponibili pentru că procesul de crioconservare practic este nelimitat. Noi putem să-i ținem crioconservați și 10 de ani. Da. Asta este un miracol a medicinii. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, pentru discuție. Cam acestea au fost informațiile. Revenim în platou. Mulțumim foarte mult. E adevărat, cum a zis și domnul medic, minuni, miracole. Iată, miracolele sunt aici deja în platoul nostru. Ele s-au acomodat, dacă până acum au stat aici în jurul mesei, acum deja încep să facă cunoștință cu tot platoul. Daria și Alexandra învață lumea. Eu vreau să-l întreb și pe tati. Tati întotdeauna și-a dorit fete? Întotdeauna. Și care este responsabilitatea în casa voastră? Pentru că îmi dau seama, eu cu un copil, mă rog, la fiecare vârstă, greu și m-am bucurat de suportul soțului. Voi are fiecare fata lui sau pe rând? Cum faceți? Cum le creșteți? Nu, ambele. Noi ne stărăm să nu le facem diferență. Niciodată. Da. Una e lui mama și alta e lui tata. Nu, niciodată. Asta ați aflat-o din recomandările și instrucțiunile celor de pe grup sau așa ați simțit voi? Așa a fost asimțit. Dar chiar și ele s-au atrag mai mult la tăticul. Adică tăticul la noi lucrează de dimineață până seară. Noi suntem acasă cu bunica și le duc dorul lui tăticul. Sau poate cu sfetiță și mai mult. Dar primul cuvânt a fost tata. Dar nu s-a supărat mama. Mama s-a chinuit cu ele. Mama a dus sarcina. Și seamănă ambele lui tăticul. Și seamănă, da? Așa e. Că e cel mai frumos cadou pe care îl poate primi un soț din partea unei soții. Au un an și o lună fetițele și ele sunt încă alăptate. Un lucru foarte demn de apreciat. Ești o mamă curajoasă. Pe rând sau amândouă odată papă lapte? Sunt nopți că simultan. Dorm cu voi? Nu. Dorm separat? Separat, din prima le-am culcat separat. Acum am coborât pătucurul și le-am făcut pătucurile mai jos. Ele singuri cobor, singuri se urc în pătuc. Și noaptea uneori dormim și soțul s-a trezit. Și vine la noi la pat și mă trage, adică să hrănesc ea mânca. Care au fost fricile pe care ți le-ai depășit în momentul în care ai mers să faci fertilizare in vitro? Frica de gura lumea, am văzut că tu nu ai. Nu. Dar nu am avut.
Nu. Pentru că o femeie trebuie să fie curajoasă, da, și să primească suportul tuturor ca să poată rezista. Să poată rezista, da. De fiecare dată, poate a fost greutăți, dar strângeam dinți pentru că știam pentru ce merg. Și am zis că mergem până la capăt, până le vedem. Nu era, adică nu era stabil că vrem 2 sau 3, eram mulțumit să fie și 1. Dar așa au vrut. Da, dar știți că se întâmplă foarte multe cazuri, după o fertilizare in vitro, pot să apară copiii pe cale naturală. Da. Ce faceți? Voi munceți pentru al treilea sau voi vreți să vă mai relaxați un pic? Mă relaxăm. Pentru unele cupluri, procedura de fertilizare in vitro este unica șansă de a avea copii adevărat din acest an. Procedura de fertilizare in vitro va fi gratuită în Moldova pentru cuplurile asigurate medical. Iată de ce este important să elucidăm anumite mituri legate de această procedură. Fertilizarea in vitro a fost inventată de ceva timp, dar chiar și după ani de experiență a stârnit o mulțime de mituri și controverse. Fertilizarea in vitro este o procedură care deja se folosește de aproape 40 de ani. S-au născut mai mult de 6 milioane de copilași prin această procedură în toată lumea și se nasc anual estimativ peste 400.000 de copii. Cel mai frecvent mit ține de durerea lăsată de această procedură. Nu este practic dureroasă, se trece foarte ușor prin ea, este o procedură care implică foarte puține riscuri ca atare. În curând vom putea alege trăsăturile viitorului copil. Parțial adevărat. O mare majoritate din ceea ce părea science fiction mai înainte este acum valabil, dar nu se folosește în practică, fiindcă nu este etic și nu este bine. Infertilitatea este o afecțiune specifică femeilor. Mit. E jumate la jumate. 40% femeie, 40% bărbatul și la 20% ei ambii. Totul e doar în mintea femeilor. Dacă se vor relaxa, cu siguranță vor rămâne însărcinate. Mit. Infertilitatea întotdeauna are ca bază o problemă medicală. Este adevărat că încă medicina actuală nu poate descoperi toate aceste probleme și la 15% din cupluri, diagnosticul așa și va fi infertilitatea inexplicabilă. Stresul prin sine sau frica, ele sunt consecința infertilității și nu sunt cauza infertilității. Fertilizarea se folosește doar după ce s-au epuizat toate celelalte. Parțial adevărat. Atât timp cât este logic să se folosească o altă metodă, este bine să se folosească. Dar pentru multe cupluri, fertilizarea in vitro este primul pas logic. Femeile care au rămas însărcinate prin fertilizare nasc prin cezariană. Mit. Și majoritatea vor naște pe cale naturală, dar având în vedere starea de sănătate a femeii și vârsta femeii și situația cu această sarcină, medicul va lua o decizie care va fi bună și pentru mamă și pentru copil, dar cezăreana sigur că nu este o regulă. Mituri, sunt multe, la fel ca și adevăruri. Așa că revenim cu un alt reportaj pentru a le adeveri sau dezminți. Da, foarte, foarte frumoși sunt copiii pe care i-am văzut în imagini. De fapt, am văzut în imagini medicul care nașa, într-un fel prima nașa a copiilor voștri. Diana Alfaraj o să vină în curând aici pe canapeaua noastră să ne povestească despre cum puteți și voi să apelați la serviciilor acestor medici ca să obțineți ceea ce vă doriți cel mai mult, ceea ce nu are niciun preț, copii. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați venit, că ați fost deschiși, că sunteți atât de mândri de faptul că aveți două fetițe concepute prin fertilizare in vitro, dar care v-au împlinit viața la fel de mult și poate ați dat curaj multor alți părinți. Nu este un lucru de rușine, nu este un lucru de ascuns. Și aș vrea ca toți din societatea noastră să fie mult mai receptiv, mai deschis, să nu judece. Să nu judece, da, toate astea. Pentru că de asta și mămicile e foarte greu prin ceea ce trecem noi. Și ar trebui să vorbim deschis de toate astea. Și cineva vrea să aibă ceaiul de la ora 5, așa că lăsăm fetele să se îndulcească cu lăpticul mamei. Noi vă mulțumim foarte mult. Sănătate fetelor și dacă să vină și un băiat să dea Domnul să fie sănătos. Dragilor, imediat după publicitate avem invitat în platou un medic. Eu zic să rămâneți împreună cu noi ca să le aflați pe toate. Noi vom încerca și vom dezbate și miturile fertilizării in vitro, dar și vom analiza pașii pe care trebuie să-i parcurgă un cuplu până la procedura propriu-zisă. Revenim de data viitoare fără gălăgie.
venit! Și discuției noastre se alătură un medic care se ocupă de probleme de sănătate reproductivă. Un specialist în sarcina căruia include tratamentul infertilității feminine și masculine, dar și pregătirea cuplului pentru procedura de fertilizare in vitro și realizarea acesteia. Medicul reproductolog Diana Alfaraj este alături de noi. Bună seara și bine ați venit! Mă bucur foarte mult să vă salut. V-am văzut și reportaj. Acum avem ocazia să vă avem invitată personal aici. Sunteți în așa fetițelor care tocmai au ieșit. Dar țineți minte? Mai țineți legătura cu toți copiii pe care îi ajutați să vină pe lume? Am să ținem legătura cu toți copiii, dar din păcate se mai întâmplă că cuplurile au și prejudecăți și este foarte greu să avem un feedback, dar ne străduim și suntem foarte bucuroși atunci când putem să ne bucurăm și noi de ei, fiindcă ne încurajează și pe noi și încurajează și alte cupluri. De ce ați ales acest domeniu? Ați simțit din prima sau din studenție că vreți anume în domeniul ăsta să lucrați, să ajutați copiii să vină pe lume? Da, este un domeniu foarte interesant. Nu este medic ginecolog care nu și-ar dori să lucreze în fertilizare in vitro. Și am avut norocul ăsta, soarta mi-a dat acest noroc să pot lucra în acest domeniu. Totuși este un domeniu foarte aprins. Sunt foarte multe culte religioase, dar chiar și foarte mulți ortodoxi de-ai noștri au prejudecăți la capitolul că, dacă o familie nu are un copil, înseamnă că așa a decis Domnul să fie. Dumneavoastră sunteți ca un fel de Dumnezeu. Știți, nu sunt ca un fel de Dumnezeu, sunt un medic care ajută oamenii, la fel ca și medicii de altă profesiune, fiindcă tot ce e legat de reproductologie este o taină, e ceva foarte, și foarte important și foarte interesant, de asta au apărut atâtea mituri. Poate că o să vă pară straniu și sper că informația care o să zic acum o să ajute foarte mulți oameni să-și schimbe puțin părerile. Pe site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe Ruse, încă din 2010 și până acum este atașată părerea Bisericii Ortodoxe Ruse despre fertilizarea in vitro și unde scrie că nu avem nimic împotriva acestei proceduri. Și cred că ar fi bine să știe această informație și oamenii și stimații noștri preoți ca să știe cum să învețe. Da, sunt anumite reticențe religioase în privința donărilor și în privința mamelor surogat, dar în principal procedura nu este văzută cu ochi răi de biserică. Atingând subiectul de mamă surogat, ai avut șansa să lucrezi cu un cuplu care a apelat la serviciile unei mame surogat? Niciodată. În Republica Moldova? Și nu este încă legal și nu am lucrat niciodată. Dar am în vedere că multe prejudecăți care nu lasă cuplurile să se să apeleze la aceste servicii, ca atare nu sunt adevărate și vin numai de la puțină informare. Atunci dacă un cuplu sau toată societatea ar ști ce înseamnă o fertilizare in vitro ca atare și nu ar asculta numai tot felul de chestii și bombe la televizor și în presă, atunci ar ști că nu este o procedură care merge împotriva naturii. Invers, noi folosim legile naturii, să zicem legile care ne le-a dat Dumnezeu ca să ajutăm acești oameni. La fel ca orice alt medic. Care este cazul pe care îl ții minte sau care te-a marcat cel mai mult? De exemplu, o poveste cu 10-15 ani de încercări, sarcini pierdute. Așa, un caz care îl ai la inimioară. Toți pacienții sunt la inimioară. Da, într-adevăr, cuplurile care își obțin o sarcină după multe încercări sau la o vârstă mai înaintată ne aduc o satisfacție foarte, foarte mare. Am dorit ca toate cuplurile să-și obțină rezultatul din prima și foarte ușor. Din păcate, nu este posibil. Și orice cuplu care se pornește spre fertilizare in vitro trebuie să fie gata că posibil va avea nevoie de mai multe încercări. Și asta nu înseamnă că ceva nu este în regulă cu cuplu sau cu medicul, dar așa sunt legile naturii. Natura alege embrionul care chiar este capabil să se nască.
Prin asta se evită încă un mit legat de fertilizarea in vitro, că se nasc mai mulți copii nesănătoși cu tot felul de anomalii, ceea ce nu este adevărat. Statistica a demonstrat că acești copii se nasc la fel de sănătoși ca cei conceput natural. Le-ați văzut pe alea două. Erau pe aici super active, copii foarte sănătoși. Dacă e să pui, nici nu foarte e diferență. Frumoase sunt cazurile când, să zic, bărbații cu spermograma zero, care de altfel aud peste tot că trebuie să te folosești de spermă de donator și la care prin metode moderne se pot obține spermatozoizii lor și obțin copiilor genetic. Ce poate fi mai frumos? E adevărat. Știu că primul cuplu pe care tu l-ai ajutat să aibă copii a fost... Noi, echipa noastră. Echipa voastră, da. A fost un cuplu din România. Nu. Nu a fost din România. A fost un cuplu din România care nu a ținut în taină. Cuplu care a vorbit fățiș. Da, adică pe care mulți s-au cunoscut și datorită lor s-au încurajat multă lume să vină și să apeleze la această procedură. Sunt mulți clienți a echipei voastre care vin de peste hotare să facă în Republica Moldova. Mai mult de 10%. Iată așa. Și e adevărat, pentru că și înainte toți ai noștri care nu puteau să facă copii aici pe cale naturală și nu puteau să meargă la un centru în care să se apeleze la fertilizare in vitro, plecau în Kiev, Grecia, peste tot Germania. Acum străinii vin la noi. De exemplu, e așa pe față, Moldova cunoaște foarte multe cazuri în care cupluri din afara țării pun nădejdea și încrederea în profesionalismul medicilor moldoveni. Fac sute de kilometri, nutresc speranța și fac orice pentru fericirea de a-și ține copilul în brațe. Familia Dascălu visează de mai mulți ani să aibă un copil, însă până nu de mult toate încercările lor s-au soldat cu eșec. Cuplul, care locuiește în orașul Huș din România, a decis să apeleze la procedura de fertilizare in vitro la o clinică din Chișinău. Din 2008, cu multe încercări, am trecut prin multe operații, investigații și se pare că asta a fost ultima metodă de încercare. Sperăm să fie în regulă, până acum e ok, avem o sarcină, așa, și sperăm să evolueze cum trebuie. După atâția ani de încercări, cuplul a primit cu emoții vestea primei sarcini. Eu doresc o fată. Pentru nimeni nu contează. Să fie sănătos, să fie sănătos. Și noi pe lângă dânsul ca să o vedem mare. Asta fiind ultima șansă a noastră, clar am fructificat-o la maxim. N-aveam ce să facem, am zis că ne dăm toate... Am ajuns la o vârstă cam înaintată. Exact. Și am tot sperat, prin diversele tratamente care le-am făcut, că o să poată în mod natural. Dar am reușit. O trebuit să suferi mai multe intervenții chirurgicale, s-au extirpat inclusiv trompele. Și atunci au rămas singura soluție. Sunt un exemplu pozitiv pentru alte cupluri ce încearcă să conceapă un copil, însă deocamdată nu le reușește acest lucru. Cei doi soți speră să-și poată crește viitorul copil în plină armonie, mai ales că va fi un urmaș așteptat. Ne bucurăm foarte mult, iată cum se poate crește economia țării noastre. Până la urmă. Da, pentru că da. E și un factor cu plus la acest capitol. Nu suntem cu nimic mai prejos decât Germania. Dacă ați vedea statisticele, suntem mai bine decât ei. Este... Eu mă bucur, merită să... Dacă avem cu ce să ne mândrim, De ce să facem multe drumuri. Este adevărat că multe cupluri oricum fac drumurile, fiindcă le pare că nu, în țară nu poate să fie ceva bun. Și apelează peste hotare, după care dau seama că poate e mai bine aici, acasă. Totuși costă. De ce costă atât de mult? Fiindcă este o procedură cu tehnologie avansată, fiindcă medicamentele pentru această procedură sunt scumpe, dar sunt și foarte bune și care sunt în continuă dezvoltare și pentru asta este nevoie ca să se investească bani, incubatoarele și tot ceea ce se produce în laborator, mediile în care se cresc. Este o procedură care implică multe etape care costă mult, dar care este în continuă
dezvoltare și costul căreia sperăm că cumva în timp va deveni mai accesibil. Ultimele eforturi pe care le face statul ne bucură foarte mult în acest sens. Așa, tu activezi la un centru privat, faceți și voi parte din, da, din această frumoasă ofertă frumoasă din partea statului, cuplurile din pături sociale cu venituri medii sau mici își pot permite să aibă copii în urma fertilizării in vitro datorită asigurărilor sociale. Anul trecut, 2016, câte cupluri? 10. 10 cupluri. 10. E abia primul început, în total a fost 30 de cupluri și ne-au fost repartizate 10 cupluri pe și care i-am primit cu mare drag. Câte sarcini am aveți confirmate? 3 sarcini, da, deja avem, eu mă bucur foarte mult, am așa și piele de găină. 2 cupluri care încă au embrionii congelați și sperăm că mai au încă o șansă din această încercare. Da, eu îmi dau seama că trăiești, mai ales la anunțul că acest cuplu este însărcinat sau fiecare cuplu, trăiești așa o stare de fericire și eu mă bucur că ai un job care să-ți ofere emoții de genul ăsta. Da, emoțiile noastre sunt foarte puternice și în sens de fericire și în sens de nefericire. Dar chiar și acolo unde este un rezultat negativ, trebuie să știe cuplu că trebuie să meargă înainte și în total rata de succes a procedurii de fertilizare in vitro în 3 încercări cumulativă e mai mare de 90%. Uh-huh. Adică cei care au curajul să meargă înainte, 90% și obțin copilul. De exemplu, Celine Dion, o binecunoscută interpretă, din a 6-a încercare fertilizare in vitro, a reușit, nu a cedat, ei mă rog, e drept că are și de unde, dar mă rog, la condiția fizică, după 40, corp foarte extenuat, are reușită. Înseamnă că totul este foarte posibil. Eu mă bucur mult că ați reușit să ajungeți astăzi la noi. O femeie caldă, o femeie care poate deveni zâna bună a dumneavoastră și a vă aduce pe lume. Cum pot cuplurile din păturile vulnerabile, care nu își permit o fertilizare in vitro contra cost, care sunt procedurile? Unde trebuie să meargă ei ca să obțină? Se adresează la medicul de familie. Și medicul de familie, toți medicii au fost instruiți și foarte bine își fac atribuțiile, le ajută să strângă tot pachetul de documente și apoi merg la comisia specializată și apoi vedem și noi cu mare drag. Așa, eu mă bucur mult, baftă ție în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Și bine că lupți așa cu stereotipurile noastre, pentru că gura lumii nu o mai astupi. Nu merită nașterea unui copil să fie înconjurată de atâta stereotipuri. Nu merită și nu este niciun motiv pentru aceasta. Numai ignoranța. Da, e adevărat. Necunoașterea de cauză. Din păcate, există foarte multe stereotipuri, mituri și gurele la acest capitol. Fertilizarea a stârnit controverse în societate printre reprezentanții anumitor culte religioase și asemănate intrigă, printre cei care nu cunosc detalii despre procedură. Ce cred cetățenii noștri despre copiii născuți în eprubetă, știe Maria Unica. Metoda clasică sau tradițională de concepere a copiilor este cunoscută la sate. Fertilizare in vitro ca termen pare însă o noțiune cosmică. Nu știu, n-am auzit. Ați auzit de termenul ăsta medical, fertilizare in vitro? Nu. Dar copii din eprubetă? Da. Da? Și ce părere aveți despre acest lucru dumneavoastră? Nu pot este să răspund. Copiii făcuți în eprubetă le-a sunat mai familiar oamenilor de la sate, doar că, cred ei, aceștia nu se nasc sănătoși. Da, copii făcuți în eprubetă, ați auzit? Da. Da? Ești amăzut, da. E același lucru, cum credeți? E un lucru bun? Nu chiar bun. Că nu se nasc normal. Termenul le este cunoscut celor ai căror apropiați au apelat la această metodă. Cam o rudă apropiată care a folosit această metodă, are 2 gemeni, mari, sănătoși, la școală de acum, bucur de viață. Primul copil conceput prin fertilizare in vitro s-a născut în 1978 la Londra.
De ce intoleranța, lipsa de empatie și gândirea socială rușinează mamele cu fertilizări in vitro? Vorbim astăzi cu o femeie ce are doi copii frumoși născuți pe cale naturală. În jurul ei are familii care au apelat la fertilizarea in vitro și alături de care a urmărit întregul proces, de la înălțimea unui om cu care natura a fost darnică. Tatiana Munteanu, alături de copiii ei, Camelia și Damian. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Dați că mai e cineva aici! Bună! Salutare! Cu ce? Dar tu la cine stai în brațe? Bunica. La bunica? Dar ce te uiți așa la tata? Am ușa să mă cunoști. Hai, luați loc, fetele, pe scaune. Și flăcăule, da? Pentru că trebuie să mă adresez și dumitale. Sunteți din același grup de mămici și gemeni. Sunt gemeni pe care i-ai avut pe cale naturală. Da. A fost dorința tuturor? A fost un vis? Sau a fost ereditar? Pentru că știu că e vorba de și genetic din a treia generație, apar gemeni. La voi? A fost și ereditar, dar a fost și un vis încă de când eram mai mică. Ziceam mereu că voi avea o fată și un băiat. Așa, dar când i-ai avut? Nu ți-a părut rău? Nu. Pentru că toată lumea are impresia că se crește doi copii așa de frumos, drăguți, dar de fapt este foarte, foarte greu. Uneori mai greu, uneori mai ușor, dar nu-ți curcăm. Tocmai de asta ai o bunică alături. Da. Două. Faceți cu schimbul, cu scăra, da? Nu ajutăm. Întotdeauna este cineva alături de tine? Când da, când nu. Cum îi hrănești, alăptezi? Nu. Dar cum reușești noaptea? Cu sticluțele? Da, cum reușești? Că unul plânge, unul vrea. Sau faci la amândoi odată norma necesară? Da, fac norma și deja le... Așa, dacă se târâie, da? Și merge. Și merge. Oh, perfect! Dar noi deja știm că vă tare, tare vă place echipana noastră. Noi suntem din nou pregătiți să o sacrificăm. Da, iubita, da, poți iei să te joci, nicio problemă. Așa, dar ochii ăștia albaștri din partea cui sunt? Și a mamei și a tatei. Așa, frumos. Voi aveți în jurul vostru, eu deja strâng tot ce poate genera momente de traume. Câte familii, câte cupluri știi din jurul tău care au apelat la fertilizare in vitro? Știu trei cupluri care au apelat la și a fost cu succes. Așa. Și voi, așa, ca mamele, simțiți diferențe? Nu. Nu e nicio diferență. Ce crede generația mai experimentată la acest capitol? Pentru că foarte mulți, iată, am văzut, sunt foarte sceptici. Că, măi, dacă eu zic domnul să n-aibă, înseamnă că nu trebuie să aibă. Nu, suntem de acord. Toți trebuie să fie părinți, în primul rând. Și asta e o bucurie. Mai ales doi. Noi nu ne închipuim acum să fie fără cum numai unul. Numai unul. Noi ne-am împins cu doi. E adevărat, dar vă întreabă lumea când îl faceți pe treile. Tot doi. Nu, întreabă când facem încă doi. Încă doi? Mama, trebuie să vă dau mare respect pentru că e vorba de foarte, foarte multă muncă să crești doi copii. Toată lumea se întreabă, dar cu dragostea, cum? Că oricum unul e mai iubit și altul e mai puțin iubit. Există așa ceva? Sau? Nu, la noi ambii sunt iubiți la fel. Adică ne stăruim să dăm la ambii aceeași atenție, să împărțim în jumate totul. Da, e foarte frumos ce se întâmplă. Ați avut copiii concepuți atunci când ați dorit voi sau a fost o surpriză? A fost sarcina? Nu, a fost o surpriză, aș spune. Așa, prima reacție atunci când ai aflat că ai gemeni? Am început a plânge și vreo 10 minute cred că nu am vorbit deloc. Pentru că erai șocată, dar ai zis că o să mă descurc, că am familie frumoasă care să mă ajute, da? Da, eram sigură că să mă descurc. Așa, la câți ani ai născut? La 20. Frumos, da! În ultima vreme, tot mai puține mămici nasc atât de devreme. Acum deja rata femeilor care au prima sarcină este în jur de 25 de ani. Și aveți noroc, vă zice. Eu știu că în grupul vostru de mame cu gemeni susțineți mamele, în primul rând, cele care vor să... Iubita, uite, asta nu-ți dau voie să faci, pentru că eu am ajuns cu cea mare... Eu asta am să ce iau. Eu am ajuns cu cea mare la spital pentru că a înghițit o agrafă, așa că eu nu vă mai dau voie să mâncați. Da, a fost o perioadă foarte... A fost 24 de ore în care am așteptat
Aleluia, să vină. Știți voi ce trebuie să vină. Da, așa. Râdeți, râdeți, dar nu cred că am fost mai fericit vreodată în viața mea când copilul a făcut acel lucru decât atunci când a ieșit agrafa din cap. Cu doi, cum reușești să supraveghezi? Mă stăruiesc să le țin într-o cameră. Așa. Mai mult. Dar așa nu prea am multe de lucru și încerc, ei oricum se joacă mai mult împreună și caută interes împreună. Da, se duce unul, e foarte bine. O, încep, nu, aici, eu pe cine ți-l dau, Pierre Malai. Dacă vrei, rupi, stai că noi putem să-l facem și mai mic. Nu știu cum, știam odată. Puteam să-l dăm, uite, iubita, eu ți-l dau așa jos, Pierre Malai, să mă ies Pierre Malai. Ia uite, el are o barbă aici pufoasă și un năsuc, doamne, și niște ochi albaștri în care poți te neci așa de frumușei. De la cine am moștenit? De la și la mame și la tati. Și la tati, frumos. Așa, eu vreau să aflu dacă tu ai cumetri care au apelat la fertilizare in vitro. Nu, până când niciun cumetru nu are în general copii. Am fost desprimit din gașca voastră, da, care ați dat tonul, da? Nu, sperăm că pe curând. Așa, eu mă bucur foarte mult că ați reușit să veniți astăzi aici și să încurajați la rândul vostru mămicile care nu pot să aibă copii și să apeleze la fertilizare in vitro fără nicio rușine. Noi susținem, da? Mamele pe mame se susțin. Mai rău cu alte generații, da? Ușor, ușor să-i educăm pe toți, da? Că nu e nicio rușine în asta. Așa, vreau să știți că ne-a fost foarte greu să convingem invitații noștri să accepte să vorbească despre toate lucrurile care se întâmplă în viața lor. Nu e nicio rușine să apelezi la medicina modernă pentru a-ți ține mult așteptații copii în brațe. O recunosc și vedetele, cele care au apelat la fertilizarea in vitro pentru a avea copii mult așteptați. Haideți să descoperim împreună care sunt vedetele care au recunoscut. Alegem să apelăm la noile tehnologii atunci când natura nu ne oferă șansa de a deveni părinți. Mulți oameni sunt reticenți în ceea ce privește fertilizarea in vitro. În ultimii ani, această nouă metodă de a da naștere unui prunc este din ce în ce mai utilizată. Vedetele nu sunt o excepție. Ajung și ele să apeleze la procedurile minune pentru a-și putea ține copiii în brațe. Nicoleta Luciu și-a dorit cu ardoare un frățior pentru primul său copil, însă concepția s-a dovedit a fi dificilă a doua oară. După o sarcină pierdută, frumoasa brunetă a decis să apeleze la stimularea ovariană. Intervenția a avut succes, vedeta aducând pe lume la 1 octombrie 2011 trei bebeluși sănătoși, o fetiță și doi băieței. Peste ocean, Mariah Carey a experimentat situații neplăcute în ceea ce privește sarcina. După ce a avut un avort spontan, Carey și soțul său au recurs la fertilizare in vitro, iar acum au doi gemeni. Cântăreața a declarat că a mai făcut și diverse tratamente cu acupunctură pentru a putea rămâne însărcinată, doar că acestea nu au dat rezultate. Celine Dion are trei băieți, toți concepuți prin fertilizare in vitro. Până al naște pe primul ei fiu în 2000, a suferit 6 tentative de fertilizare in vitro, iar în 2010 a apelat din nou la ea, aducându-i pe lume pe Eddie și Nelson. Nicole Kidman este actrița australiană care a urmat numeroase tratamente de fertilitate și încercări de fertilizare in vitro, care într-un final s-au soldat cu succes, aducând-o pe lumea în 2008 pe Sunday Rose. Cea de-a doua fetiță, Faith Margaret, a fost adusă pe lume în 2010 cu ajutorul unei mame surogat. Recunoaștem că a fost dificil să convingem invitații noștri de astăzi să apară în fața voastră cu povestea lor de viață. Unele mame consideră încă rușinos gestul la care au recurs pentru a-și naște pruncii. Și acest lucru se întâmplă pentru că noi, societatea, punem presiune pe umerii lor. Privim suspicioși și arătăm cu degetul, de parcă dorința lor de a avea copii ar fi cumva altfel decât a noastră. E o temă bună de gândit. O seară frumoasă să aveți!